Da, suntem în direct, să înceapă Max profețiile lui Mitică. Show-ul 1 la 1, Dumitru Dragomir, Mitică Dragomir, sau cum îmi zice un prieten, mi-a zis un prieten, Mitică și Horică. Așa mi-a zis un prieten, știi? Zice, bă, la voi e simplu, o să vă știe lumea Capăstan și Bran. De ce mă zic? Cum adică o să ne știe lumea Capăstan și Bran? Și ce simplu, Mitică și Horică. Și zic, bă, nu ești fraier. Sună bine de marketing, i-am zis Mitică și Horică. Bine ai venit, Mitică. Să trăiești, apropo de asta. Știi că eu am fost o perioadă conducător și la Crișora de azi. Așa. Și după vreo lună de zile, toată lumea zicea Mitică și Romică. Tu vorbești serios, da? Cu Romică Pașcu. Romică Pașcu este o bogăție. Asta ți-o spun, o bogăție. Cu el nu te plictisești niciodată. Deci vreau să-l chem să fac o emisiune de sărbători cu Romică Pașcu. Leșin? Bă, leșinăm cu Romică Pașcu? Bă, e o bogăție, tu ține minte și ce conducător a fost. Bă, eu am lucrat cu el un an de zile până m-au luat ăștia de la Scornicești de acolo. Dar tu îți dai seama, eram nedespărțiți. Iar el avea niște relații în Oradea demențială, că era de ani de zile. Romică Pașcu. El, am auzit că a fost în relație la viața lui în primii 10 oameni pe care tu i-ai întâlnit vreodată. Da. Ce relații? Pe toți știa. Da, bine, era... ofițer acoperit, colonel. A fost securist? Omul? Da. A fost tare de tot, mă. Zi, bă, ești copil de mici, bă, Horică. Nu știa nimeni, dar... A, deci a fost securist, a fost acoperită? Da, bineînțeles. Dar bine, nici nu putea să fie altfel, hai să fim serioși. Era greu în zile, în perioada aia, știi? Da. Și cum vă zicea lumea? Păi dacă Mitică și Romică. Așa, așa. Dar toți, îți dai seama, doctorul Neșu, Cosma, băia toți. Păi să vină Mitică și Romică. Da. Să stau o poveste cu Romică Pașcu. Nu știu dacă aș mai fi spus-o eu, asta fiară. Băi, mă duc la Oradea și îmi dau o vilă în centrul orașului, de la gară vreo 1 kilometru mai jos către centru, înțelegi? O nebunie, cu o curte de vreo 700-800 de metri pătrați. Și... vorbesc eu cu Romică, bă, Romică, din ce dracu facem bani, bă, că eu n-am nici... aveam bani, înțelegi? Dar nu-i luasem de la Vâlcea. În primele... îmi luase totul la Vâlcea, după aia mi-am luat eu, majoritatea. Dar... eram în prima lună, de exemplu. Da. Și mi-a dat o casă cu... o sobă din aia, băgai lemne, nu în sobă, băgai lemne într-o... Este și acum, e modernă și acum. Da. Și făcea calorifere, că era vila mare, vila cu vreo 6 camere, 7, înțelegi? O vilă singură în curte. Și n-aveam lemne. Și îi spun o Romică, băi, Romică, să cumpăr lemne, că... bă... copiii, îți dai seama, copiii tremură și astea... ce mai ai nevoie de lemne? Da. Și n-ai lemne acum? Nu. Păi să furăm. Romică? Eu mă uit la Romică. Băi, Romică, noi suntem conducătorii la Bihor aici, ești tâmpit, cum să... Ai, bă, dă-i în pies, dar mă, vezi câte lemne. Unde, mă? Păi ești la depozit. Băi, ești nebun, ne prinde ea, ne împușcă. Ce să ne prinde, bă, că mă văd de aia, pot să tragă în mine, pot să-mi facă ceva. Și cu ce să furăm? Păi cu ce? Cu Dacia ta? Că eu aveam Dacie, el avea un Fiat 1300 galben, așa. Da. O nebunie de mașină. Așa. Înțelegi? Și eu n-aveam să încălzesc copiii, îți dai seama. Da. Bine, după aia mi-a trimis mie un vagon de lemne, Cosma, dar n-aveam unde să-l pun. Așa. Dar asta, în primele 2 săptămâni, așa, știi? Băi, Romică, n-am venit bine, ne arestează ăștia. Dar ce dracu să fac? Înțelegi? Plec cu Romică către ăla. Bă, dăm noi o... voi erați dita mai conducători. Bă, tu n-auzi, nu puteai să mergi pe stradă, toată lumea ne saluta. Ne-a Mitică, ne-a Romică. Da, sigur că da. Eram... în ce ligă era echipa? A, era pe locul... 7-8 în prima ligă. În prima ligă? În divizia cum era? Cu Robert Cosmoc, antrenor. Ce dracu, mă? Adică treabă serioasă. Neșu, medic. Și ne-a Romică. Hai, bă, să furăm lemne. Da, stai un picut. Și ne urcăm în Dacia mea, dăm un col la depozitul ăla. Nu găseam nicio gaură să intrăm. Porțile de 3 metri. Dar el găsește o fisură. Înțelegi? Odată, gata, oprește aici. se bagă prin aia și îmi da numai exact ce poate să intre în soba aia. Numai bucăți, butucii exact da, la țanc. Bucăți mici. Da, umplem porbagajul. Băi, dă-te la o parte, să băgăm și în spate. Romică, dar ce oră era? Ce oră era? La ce oră era? În timpul zilei? Sau se înserase? Nu se înserase, era ziua după antrenamentul. Se îngemăna ziua cu seara, nu? Da, de la stadion. Depozitul era cam la 500 de metri de stadion, înțeleg? Și prin garțile dădea lemnele? Ea a intrat înăuntru și... Deci le furai, nu? Da, bineînțeles, stai să vezi. Dai și văd pe unul că aleargă prin curte. Era curtea cât vezi cu ochii, mă. Da. Cineva, un vecin de vis-a-vis, ne-a turnat, înțelegi, a dat telefon. Și îi spun, Romică, vin ăștia, mâncați aici, ne bat ăștia de ne rup, înțelegi? Romică, da, cine se bate cu mine, Romică? Dar când se uită și îi văd pe aia, cam la 50 de metri, goneau. Erau cât tine, mai mari, astea către noi. Băi, când a rupt-o prin gaura aia, a făcut direct în mașină, dă-i bătaie, că ne curăță ăștia. Și ați fugit cu dația și cu lemnele. Nu v-au prins, a? A doua zi ne-am dus la Cosma și eu îi spun lui Cosma. Cosma era un tip elevat, un tip de familie bună, vorbea 7 limbi. Da, da. Îți dai seama. Un tip cult, un tip extraordinar și o funcție mare. Mă duc eu la el și încep să-i povestesc, domn director, n-am venit bine și trebuia să ne aresteze ăștia. Dar el să uită, n-am venit. Ce dracu ai, mă, Mitică? Dom'le, fii atent, știți unde am fost aseară? Unde ai fost, mă? La furat de lemne cu Romica. Dar el să uită la mine, bă, sunteți tâmpiți? Nu suntem, dom'le, tâmpiți, dar ce vrei? Era frig. Să stea copiii mei în frig? Păi bine, dom'le, nu trebuia să mă sun pe mine. Și dumneata ce îmi dădeai? Seara, la ora 5, îmi dădeai dumneata, că era iarnă, înțelegi? Îmi dai dumneata lemne seara, îmi spuneai, lasă-mă că-ți trimit mâine, așa cum ai... De asta am venit. Am făcut singur dreptate. Cosma, și cum ați făcut? Și îi povestesc eu lui Cosma. Dom'le, mi-a intrat ăsta printr-o crăpă. Bă, tâmpiților, mă faceți dracu de râs, află Blajovici. Blajovici era director, era primul secretar al... Dar cum au fost lemnele? Cum au mers lemnele? Mamă, ce căldură am făcut! Erați în chiloți! Din ele am ținut o săptămână.